Poruncile lui Iisus sunt pentru întreaga viață. Vedeți, El nu pretinde o singură decizie de a ne pocăi, de a veni, de a crede, de a iubi sau de a asculta. Toate acestea sunt procese continue. Dar transformarea prin pocăință este un proces continuu. Venirea lui Iisus în repetate rânduri este un proces continuu. A crede în El ceas de ceas este un proces continuu. Ascultarea cuvântului Său în calitate de sursă zilnică, de viață spirituală este un proces continuu. Da? Iisus pretinde implicarea minții și a inimii noastre în fiecare zi a vieții noastre. O tranzacție pe care am făcut-o cândva în trecut cu Iisus, dar care nu are o manifestare continuă în viețile noastre, reprezintă o falsă tranzacție. Când Iisus a afirmat, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. El a vrut să spună că dacă nu rămânem, nu suntem cu adevărat ucenicii săi. Iar opusul ucenicilor adevărați sunt falși ucenici. Asta suntem dacă ne bazăm pe experiențe trecute, fără o dedicare continuă față de Iisus. Una dintre căile prin care Iisus ne-a învățat necesitatea unei dedicări continue a fost faptul că ne-a cerut să rămânem în El. Nu există nimic specific religios în cuvântul rămâneți. Vedeți, în limbajul Noului Testament, acesta este cuvântul folosit în mod obișnuit pentru asta sau a continua, iar uneori a locui. Iisus a venit să spună, stați în mine, continuați în mine, păstrați-mă ca o locuință voastră. Este de fapt o întâlnire cu Iisus de-a lungul întregii vieți. Contextul acestei porunci este analogia viței și a mlădiților ei. Iisus se compară pe sine cu o viță, iar pe noi cu mlădițele. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, adică dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi suntem mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Imaginea aceasta ne ajută să înțelegem ce a vrut să spună Iisus prin rămânerea în El. Punctul principal analogiei este că puterea de a produce rod, adică puterea de a trăi o viață roditoare, plină de dragoste ca a lui Hristos, curge din Iisus, dacă rămânem legați în mod vital de El. Noi suntem o mlădiță legată de viță, astfel încât întreaga sevă care susține viața, care produce rod, să poată curge mlădiță. Iisus afirmă fără ocoliș că El este puterea de care avem noi nevoie pentru a trăi vieți roditoare. El spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A rămâne în Iisus înseamnă a rămâne legați în mod vital de vița care dă viață, care dă putere, care produce rod. Adică pe Iisus. Ce înseamnă însă aceasta în mod concret în experiența noastră? Ce este această rămânere în legătură vitală? Cum facem noi aceasta? O parte importantă a răspunsului este să facem clar faptul că a rămâne în Iisus nu este același lucru cu a aduce rod sau cu păzirea poruncilor Lui. Aduce rod și păzirea poruncilor sunt rezultatul rămânerii în El. Dacă rămânem, vom aduce rod. Iisus nu contrazice acest lucru când spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Și asta nu înseamnă păzirea poruncilor este rămânerea în dragostea sa. Se ca și cum ai spune, rodul este legătura cu vița. Nu, rodul este rezultatul faptului că suntem legați de viță. Cele două nu reprezintă unul și același lucru. Ceea ce vrea să spună Iisus este că dacă nu ținem poruncile, adică dacă nu aducem rodul iubirii, că dragostea este suma poruncilor Lui, atunci ai încetat să rămâi în El. Ca ce adevărul rămâne. Cine rămâne în mine, aduce multă roadă. Așa că răspunsul la întrebarea noastră, cum rămânem în Iisus, nu este aducând rod sau păzind poruncile Lui. În acest fel, pierdem cu totul din vedere ideea frazei. Ideea este că trebuie să descoperim cum putem produce rod. Răspunsul este rămânând în Iisus. Astfel că întrebarea devine, cum rămânem în Iisus? Ce înseamnă asta în experiența practică? Iisus folosește alte două expresii care indică răspunsul. El se referă la rămânerea în dragostea Lui și se referă la rămânerea în cuvântul Său. Ambele ne sugerează ideea că rămânerea este o încredere continuă în adevărul cuvintelor lui Iisus și în
în certitudinea dragostei sale. A nu rămâne în dragostea lui Iisus ar însemna că nu mai credem că suntem iubiți de Iisus. Privind la circumstanțele noastre, persecuție, boală, abandonare, și concluzionăm că nu mai suntem iubiți de Iisus. Acesta este opusul rămânerii în dragostea lui Iisus. Astfel, că a rămâne în dragostea lui înseamnă să continui să credem clipă de clipă că suntem iubiți. Dar tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre sub autoritatea suverană a lui Iisus este parte a iubirii lui pentru noi. Dacă este un lucru plăcut, el spune: iată cum poartă de grijă Tatăl meu de păsările cerului și de crinii de pe câmp, cu cât mai mult de voi. Și dacă este un lucru dureros, spune: nu vă temeți, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este moartea. Dar eu am învins moartea. Voi fi cu voi până la capăt și veți fi răsplătiți la învierea celor drepți. A rămâne în Iisus înseamnă a crede că acest fapt este adevărat. Ba mai mult, că el este adevărat pentru tine. Adică înseamnă a trăi pe temeiul acestui adevăr clipă de clipă. Acesta curge spre noi la fel cum se va curge mlădiță. Noi primim și ne luăm viața din ea în fiecare zi. De asemenea, acest lucru este adevărat și în privința cuvintelor: rămâneți în cuvântul meu. Asta nu poate însemna doar țineți poruncile mele. Ea înseamnă mai degrabă continuați să vă încredeți în ce v-am revelat cu privire la mine, la Tatăl meu și la lucrarea mea. Dar contextul din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 8, confirmă acest fapt. Unde spune, Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar rezultatul rămânerii în cuvântul lui Iisus este eliberarea. Din ce? Din păcat. La această robie se gândea Iisus, după cum ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 34, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Așa că eliberarea de păcat este rodul rămânerii în cuvânt. Dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face liberi. A nu păcătui este rodul, nu definiția rămânerii în cuvânt. Astfel că păzirea poruncelor lui Iisus, care este o altă cale de a descrie eliberarea de păcat, nu înseamnă rămânere în cuvântul lui, ci este rodul acestui lucru. Astfel, rămânerea în Iisus, în dragostea sa și în cuvântul său, înseamnă încrederea în faptul că el ne iubește cu adevărat în orice moment și că tot ce ne-a revelat cu privire la sine și lucrarea sa pentru noi și pentru viitorul nostru cu el este adevărat. Suntem purtați înapoi la ceea ce am văzut în cerința cu privire la credința în Iisus. A crede că Iisus este apa vieții înseamnă a bea din această apă, a o savura și a fi satisfăcut de ea. La fel este cu seva care curge dintre viță la mlădițe. Noi o primim, o bem, o savurăm și sufletele noastre sunt satisfăcute de ea. Această satisfacție zilnică, mereu renoită de Iisus, este cheia rodirii. Iată ce înseamnă să rămâi în Iisus. Oricât de simplu pare să rămânem, să stăm implantați, să ne adăpăm, să ne odihnim în Iisus, adevărul este că suntem adesea ispitiți să ne căutăm seva dătătoare de viață în altă plantă, în alt loc. Și pe lângă tendințele noastre păcătoase, diavolul însuși vrea să ne smulgă din viță și trebuie să ne rugăm zilnic, a zis Iisus, că ca Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău. De aceea avem nevoie să ne reamintim că Iisus nu ne lasă singuri. Chiar dacă El ne poruncește să rămânem în El și suntem responsabili să rămânem acolo și vinovați dacă nu rămânem, totuși El însuși ne ține acolo. Și nu am rămâne acolo fără această lucrare crucială a sa de a ne ține. Iisus ne-a arătat asta în cel puțin trei moduri. El a spus că nimeni nu-i poate smulge oile, adică adevărate lui mlădițe, din mâna lui. Spune asta: oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Apoi s-a rugat tatălui său pentru ca Dumnezeu să ne facă să rămânem în numele lui, adică în Iisus. Și a spus: Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pirit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Așa că Dumnezeu este Cel ce face lucrarea hotărătoare, ținându-ne în viță. Apoi,
Iisus însuși a ilustrat cum se roagă El pentru ucenicii Săi și cum îi păzește de cădere. El a prezis cele trei lepădări ale lui Simon Petru din noaptea de dinaintea morții Sale. Dar apoi i-a vorbit cu autoritate suverană lui Simon în cuvintele care ar trebui să ne încurajeze pe fiecare dintre noi. El a spus: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Dar s-a rugat pentru păstrarea lui Simeon și știa că așa se va întâmpla. El a zis: când te vei întoarce, nu dacă te vei întoarce. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Iisus a fost în mod suveran hotărător. Da, credința lui Simon s-a clătinat și el a păcătuit lepădându-se de Iisus. Dar credința lui n-a falimentat cu totul. El n-a fost tăiat din viță. Iisus a rugat pentru el. Și nu există niciun motiv să credem că Iisus nu se mai roagă în același fel și astăzi pentru noi. Noi nu rămânem inactivi în lupta pe care o ducem pentru ca să rămânem în Iisus. Dar în cele din urmă, rezultatul luptei este sigur din cauza că nu depinde în primul rând de noi. Iisus este Cel care o câștigă. Nimeni nu ne poate smulge din mâna Sa. El și Tatăl Său sunt mai mari ca toți. De aceea, porunca Lui de a rămâne în El este să continuăm să ne încredem în Cel care ne face să ne încredem în El. Acesta este adevărul pur și simplu.